Cine nu a auzit de Cristian Țopescu nu poate emite pretenții mari de cunoașterea unui jurnalist și comentator sportiv. Argumentul: Țopescu a fost și pare să rămâne crainicul de televiziune cel mai bine cunoscut, pregătit și apreciat din câți a avut România de vreo 5 decenii încoace, iar finala Cupei Campionilor Europeni din 1986 reprezintă unul dintre cele mai mari evenimente din activitatea sa de crainic. Fiul al lui Felix Țopescu, militar, dar și sportiv de performanță, practicant al echitației, Cristian a fost la rândul un performer în același sport și a urmat o carieră militară de asemenea până a devenit jurnalist și crainic sportiv. Tatăl meu a fost sportiv de performanță, a făcut parte din echipa de călărie a României, participantă la Jocurile Olimpice din 1936, a câștigat numeroase trofee. La 3 ani aveam un căluț de lemn cu care făceam ravagi prin casă. La 7 ani am fost urcat de tatăl meu pe un cal adevărat. La 13 ani am debutat în concursurile hipice de juniori și am practicat acest sport timp de 20 de ani, câștigând 2 titluri de campion național la sărituri peste obstacole. A urmat lucrul în radio și debutul în televiziune în anul 1964, apoi întâlnirea cu Tudor Vornicu. Astăzi, celebrul comentator are propria opinie despre revitalizarea activității sportive la nivel național. Primul lucru pe care l-aș face ar fi o inventariere a tuturor bazelor sportive din România. Să știm câte mai avem în fiecare județ. Și după ce știm pe ceea ce contăm, putem trece la etapa a doua, impulsionarea, convingerea părinților de a-și trimite copiii către sport. Profesionist desăvârșit, Cristian Țopescu este omul ale cărui idei nu trebuie bagatelizate, mai ales când fostul crainic al televiziunii naționale vorbește despre superficialitatea din presa sportivă românească. Presa sportivă s-a alterat puțin. Din ce motiv? Am mai spus-o odată într-o comisie senatorială și mi-am atras numeroase critici, dar rămân la părerea asta. Angajările în presa sportivă la fete se fac pe bază de decolteuri adânci și fuste scurte. Faimosul crainic român a comentat 13 ediții ale Jocurilor Olimpice, 8 de vară și 5 de iarnă, a avut șansa de a fi la Montreal în 1976 și a comentat cea mai mare performanță sportivă individuală a unui reprezentant al României, triumful Nadiei Comăneci, 5 note maxime, un palmares greu de egalat. Și dacă astăzi, 26 martie, generalul de brigadă în rezervă, Cristian Țopescu, aniversează 77 de ani, să nu uităm să-i adresăm din suflet un sincer la mulți ani.